Ultimul meci din actualul sezon al Ligii Naționale de Handbal Feminin a însemnat o victorie la scor pentru jucătoarele antrenate de Gheorghe Tadici, care s-au impus cu scorul de 37-19 în duelul cu CSM Ploiești. Handbal Club Zalău a încheiat sezonul pe teren propriu, învingând ieri după amiază cu scorul de 37-19 CSM Ploiești, într-un meci contând din faza 3-a play-off-ului Ligii Naționale de Handbal Feminin. După 30-26 în meciul desfășurat joi la Ploiești, Zalăul a defilat în partida de sumeseș, având un avantaj considerabil încă de la pauză, când tabela a arătat 18-8. Zalăuancele au marcat 3 goluri consecutive în debutul partidei, iar oaspetele au marcat primul gol în minutul 4. După 12 minute de joc, diferența era deja de 6 goluri în favoarea Zalăului, iar până la pauză, avantajul formației gazda a crescut. Tadici a rulat între glotul pe care l-a avut la dispoziție, singura indisponibilă fiind Crina Pintea, accidentat în meciul de pe teren propriu cu Brăila. Toți cei trei portari au avut evoluții bune în poartă, iar în teren recitalul l-au dat Claudia Constantinescu, Diana Puiu și Andrada Maior Pașca. Echipa prahoveană a căzut fizic în partea secundă, iar Zalăul a mai marcat de 19 ori până la final, în timp ce jucătoarele antrenate de Goran Curte și-au înscris de 9 ori. Cred că locul pe care l-am obținut la finalul campionatului, deci după 26 de etape este ceea ce este elocvent. Meciurile astea în play-off, cunoașteți părerea mea, eu nu sunt de acord cu ele, nici pe forma sub care se dispută cu două la echipa mai bine plasată, două meciuri în deplasare. Dacă ar fi așa, cred că ar trebui să joace un meci tur-retur și dacă vor și al treilea, atunci pe teren neutru, eventual, pentru a exista un spirit de echitate vis-a-vis de șansele care le acord fiecarei echipe. A fost acel moment de final de meci sau acele momente nefericite pentru noi, când am primit 6 goluri, am dat un gol, un singur gol, am ratat situațiile clare de 7 metri și de 1-1 cu portar în meciul cu Brăila. Altfel era perfect dacă jucam pentru 5-6 și spun că din punctul meu de vedere 5-6 era peste condiția noastră, având în vedere restul echipelor. Și așa, dacă stăm să vedem, sunt foarte multe echipe în spatele nostru, echipe din județe cu posibilități financiare mari, care au jucătoare contracte mari, cu vârfuri, cu mare experiență și, așa cum v-am spus, deci consider personal, știind ceea ce sunt echipele de ligă, că am făcut un rezultat bun și argumentez încă o dată, vreau să o spun, faptul că iei niște bani de undeva nu înseamnă că ai și șansa imediat a te bate cu Baia Mare sau CSM. Mă uitam acum, joacă o finală, două echipe care au cheltuit peste 5 milioane de euro. E o mică, mare diferență între sunt jucătoare cu vârfuri din echipe naționale, din 4-5 naționale, inclusiv Naționala României, și sigur că e greu să nu poți depăși cu un Logan, am mai spus, sau un BMW sau un Mercedes. E foarte greu. Cea mai bună marcatoare a Zalăului a fost Claudia Constantinescu, cu 9 goluri, urmată de Diana Puiu și Andrada Maior Pașca, fiecare cu câte 7 reușite. În urma acestei victorii, formația zălăoană încheie campionatul pe locul 7, după ce sezonul regulat l-a încheiat pe poziția 6-a.